Cele două blocuri planificate a se construi în 2016 la Roman nu au primit niciun fel de finanțare din partea Agenției Naționale a Locuinței. Nu s-a întâmplat nimic pentru că nu s-a mai aprobat fonduri pentru anele și nu s-au dat nu numai la Roman, nicăieri în țară. Noi avem două blocuri propuse, proiectate, care sunt în formă avansată, depus la anele București. Așteptăm, de acolo am purtat discuții cu directorul general, cu domnul Stan, de la ANL București, și dânsul așteaptă repartizarea și să vedem ce se va întâmpla. Erau promisiuni pentru anul ăsta. Am avut promisiuni pentru anul ăsta. Din păcate, lucrurile, după cum se vede, nu au pornit, probabil nici la nivelul guvernului banii nu sunt foarte mulți și atunci se creează pe priorități. Ați văzut că s-au dat ca prioritate zero drumurile, autostrăzile, se încearcă master planul și probabil mă gândesc eu și din acest punct de vedere. Dar țin legătura și mă zbat ca măcar aceste două blocuri să fie prinse, dacă nu reușim anul ăsta, măcar pe anul următor. Prin ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației din 29 iulie 2016, Agenția Națională a Locuinței a contractat pentru anul în curs construirea a 773 de locuințe cu o suprafață de 60.288 de metri pătrați. Acest tip de locuințe se închiriază tinerilor cu vârstă de